Un bărbat transgender cu dublă cetățenie română și britanică s-a plâns judecătorilor Curții Europene de Justiție că autoritățile noastre încalcă drepturile. A dat în judecată Direcția pentru Evidența Persoanelor și Primăria din Cluj pentru că au refuzat să-i treacă în documentele românești sexul, prenumele și CNP-ul în acord cu identitatea lui și este obligat în continuare să aibă acte în care figurează ca femeie. Cazul este o premieră în istoria Curții de Justiție a Uniunii Europene. M-am întors din Cluj la aeroport, s-a uitat la buletin și după aia au zis că întoarce să te văd și din profil. M-a întrebat dacă vreau să fac operații. A fost un moment de circ. Am trecut de graniță fără demnitate. Arian Mirzarafiahi s-a născut la Cluj, dar la 16 ani a emigrat cu familia în Regatul Unit, unde a devenit și cetățean britanic. În 2016, Arian a început tranziția legală ca să schimbe numele și sexul din documente. A durat 4 ani până când autoritățile britanice au admis că Arian a parcurs toți pașii medicali și legali care se impun. De fiecare dată când trebuie să folosesc pașaportul, să mă uit la buletin, duce aminte de ce nu pot să fac. Și acum mă gândesc dacă merg în România, mă recunoaște cineva sau ce o să se întâmple. După ieșirea Marii Britanii din spațiul european, Arian a avut nevoie din nou de actele românești, așa că le-a cerut autorităților de stare civilă din Cluj să le schimbe în baza hotărârilor legale britanice. Au trecut 3 ani de atunci, iar Arian spune că a fost nevoit să-și caute dreptatea în justiție. Cazul nostru e despre posibilitatea de a-ți prezenta un document corespunzător. Pro a argumentat Comisia Europeană, Germania, Olanda, chiar și Polonia. În luna mai a anului trecut, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a obligat România să protejeze și să recunoască familiile formate din persoane de același sex. Parlamentarii noștri au avut 2 proiecte de lege în acest sens, dar niciunul nu a fost supus la vot. Dacă România nu implementează într-un termen rezonabil decizia CEDO, poate să se ajungă la o sancțiune care privește inclusiv suspendarea dreptului de vot al României în Consiliul Europei. Contactați de știrile ProTV, reprezentanții Direcției pentru Evidența Persoanelor au declarat că nu pot comenta cazul lui Arian înainte de pronunțarea judecătorilor.